Bună seara, doamnelor și domnilor! Emisiunea Informat și Implicat, așa cum am obișnuit la Estrada TV, de luni până vineri, ora 20-21. Silviu Alupei, sunt moderatorul și realizatorul acestei emisiuni. Un subiect, o emisiune cu dedicație ultra specială pentru societatea românească, pentru națiunea română și pentru poporul român. Este o deosebire între popor, populație și națiune, neam. Până acolo mai avem de văzut ce spun interlocutorii noștri, invitații noștri. Așteptăm și mesaje de la telespectatori. Aveți telefonul pe ecran. Degeaba ești informat dacă nu te implici, așa cum spune în siglă, și nu poți să fii implicat dacă nu ești informat. Ca ziarist de investigații, care am împlinit 27 de ani de presă investigativă, 27 de ani neîmprerupți în februarie acum, anul acesta, eu am mai venit cu un plus, cu o valoare adăugată, cum se spune în literatura americană de dezvoltare personală. Adaugă valoare la jobul tău, adaugă valoare la personalitatea ta. Și am spus ca să avem și adjectivul investigat la emisiunea noastră. Adică subiectul este investigat, apoi dumneavoastră sunteți, telespectatorul nostru, informat și, în final, vă implicați într-o societate, iată așa cum am titrat noi, cu semnul întrebării, fără semnul întrebării, ruptură sau conflict în societatea românească. Fiindcă avem două revolte. Tinerii sunt în piața Victoriei, de regulă tinerii, iar vârsta a treia, n-am spus bătrânii, vârsta a treia, cam după 50 de ani suntem vârsta a treia, la Palatul Cotroceni. Tinerii contra bătrâni. Disoluția statului român, Doamne ferește, pierderea suveranității, ciuntire din teritorii, ca să ne gândim la atacuri de integritate teritorială, națională, unitate națională, texte pe internet, câtă frunză, câtă iarba, ca la Soliman Pașa, când invada la sud de Dunăre cu turcii, cam 100.000, așa, 120.000 maxim, suficient ca Moldova și Muntenia să fie ocupate fără să mai poți respira. Acum nu suntem nici sub turci, nici sub tătari, nici sub nimeni, suntem sub propriile noastre puteri, guvern, majoritate, aleasă democratic, dincolo contestației. În această seară avem un sociolog, atenție, și profesor cadru didactic, domnul Florin Murat. Bună seara! Bună seara! Și are o calitate președintele Partidului Dac. Da, președintele Partidului Dac din România. Foarte frumos, știm că la istorie ni s-a predat, într-o formă sau alta, despre faptul că noi suntem din, provenim din daci, getodaci, traci, e mai complicat, dar la origine un popor organizat, statal, cu Burebista și Decebal, apoi ocupația romană, dacii. Dacii liberi în acest spațiu carpato-danubian, Ponto, carpato-danubian, deci până la Dobrogea, până la Dunăre, până la Marea Neagră, și un invitat autor, s-ar spune în America, publicist, dar autor, lucrări, cărți, are în curs de apariție lucruri senzaționale pe această temă a societății românești și a societății umane în general, domnul Cristian Antonescu. Bună seara! Bună seara! Pare bine să vă văd! Sunt doi tineri, să spunem, vârstă de mijloc. N-ar fi nici de piața Victoriei, nici de piața Palatului Cotroceni, ci de Estrada TV. Eu cu 52 de ani i-am adus în această emisiune. Domnule Florin Murat, ca sociolog, indiferent că aveți legătură strânsă cu sociologia după absolvirea facultății sau nu, sunteți de formație sociolog. Aveți o gândire și sociologică, după o școală sociologică serioasă, școala lui Gusti, interbelică, ce a generat după aceea cu toleranța de rigoare sub regimul comunist, chiar și un Traian Herseni a fost tolerat și a mai ținut Ernest Bernea, dar în epoca interbelică Dimitrie Gusti, l-am pomenit pe Ernest Bernea, Traian Brăileanu și așa mai departe. Sociologi mari, avem tradiție interbelică, sociologia postcomunistă, nu mă exprim, nu cunosc, dumneavoastră ca sociolog tânăr, cu gândirea dumneavoastră de sociolog, repet, cum vedeți societatea românească astăzi, divizată, ruptă, e un hiatus, un schizos între clase sociale, între categorii de vârstă? În primul rând, încă o dată, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. E foarte important de subliniat că între timp au trecut multe generații de la idealul național din secolul XIX, ceea ce ați amintit cu foarte mare apreciere cu privire la școala sociologică a lui Dimitrie Gusti, e vorba de școala monografică, e de reper pentru sociologia internațională, mai ales că în această calitate, sociologul, de fapt academicianul Dimitrie Gusti, a identificat ceea ce noi astăzi am numit etnicul românesc, familia tradițională, ceea ce noi astăzi am putea să spunem că ar fi gospodăria română, familia românească, și acest lucru de-a lungul timpului a trecut prin diferite transformări. Prima generație după 1918, marea generație a idealului de aur, a suferit o primă criză în 1930, ulterior a fost cel de-al doilea război, a venit comunismul, după 1989 ne aflăm într-o eră contemporană. Astăzi putem vorbi despre două Românii, că vrem, că nu vrem. Corect. O Românie actuală, o Românie a Facebook-ului, a gadgetului, a digitală, o Românie care electronică, are mai mult de a face cu IT-ul și informarea online, și o Românie clasică, o Românie care este ancorată în idealul acela educațional de pe timpul lui Ceaușescu, dacă ne amintim expresia învață ca să ai parte de un viitor. Astăzi, ai carte, ai parte, învață mamă că ajungi bine în viață, fă școlile, fă facultățile. Astăzi, cei mai mulți dintre tineri sunt interesați, din punctul lor de vedere, strict de obiectivul imediat. Vrem ceva pentru noi, nu știm ce a fost înainte în generațiile anterioare, nu știm ce o să fie mâine, vrem să fie ceva bine pentru acum, azi, prezentul. Și aici sociologii au identificat ca fiind un curent de gândire și de practică socială numit hedonism. Acest hedonism are de-a face mai mult cu ceea ce le place și cu ceea ce le trebuie. De aici apare marea diferență. E cald, e bine, e rece, ca să înțeleagă lumea limbaj popular, hedonismul, el vine și din filozofia antică, după aia l-am avut și pe Epicur, să spunem, cam tot pe acolo bătea, da, din ce știu eu. Deci, ce îmi place, ce nu-mi place, ce mă deranjează, ce nu mă deranjează, da? Așa sunt tinerii de astăzi. Asta este practic ceea ce a generat o nemulțumire masivă în anumite cercuri online, că despre asta vorbim, despre o informare la prima sursă de pe Facebook, oameni care au văzut că este important să se întâmple ceva pentru că nu se mai poate. Ce anume nu se mai poate, asta rămâne de văzut ulterior când vom vedea rezultatul. În cadrul generațiilor anterioare, lucrurile se puneau sub semnul întrebării. Oare este adevărat? Oare așa este? Oare românul astăzi mai răspunde la noțiuni ca fiind naționalism, patriotism, România? Astea sunt deja lucruri care țin doar de echipa națională când merg la un meci. Despre asta vorbim. Contra, nu știu, Portugaliei, nu contează. Ai România, nu contează, da, ceva advers. Sunt ai noștri, dacă ei câștigă, e bine, apropo de hedonism. Suntem români, suntem mândri. Dacă ei pierd, aoleo, atunci este tragedie. Despre asta vorbim. Ce societate avem, ce echipă, ce antrenor, ce țară, ce nimic. Da, iar dacă a fost foarte bine, ne-au furat arbitrii. Despre asta vorbim. Nu știm să ne asumăm nici trecutul și la momentul ăsta, din acest motiv, vorbim despre o societate divizată. De unde ne extragem sursa de informare? De unde avem acces la cunoștințe? De pe Facebook sau din mediile care se pot confrunta cu realitatea din punct de vedere al veridicității? Și datelor? Intră profesorul, dascălul, mentorul, da? Apoi școala, instituții, școală, biserică, căminul cultural, că a fost și el. Ce să spunem, oameni buni? România divizată, România, iată, un sociolog vine și completează, de fapt e subiect de emisiune, România digitală și România clasică, nu nedigitală, România clasică în sistemul vechi, informațional, cu România digitală. Foarte interesant ce înseamnă să aduci și un sociolog, fiindcă dacă vii așa ca la celelalte televiziuni și dai din gură ca moderator și nu te mai oprești și începe emisiunea, că o să avem și subiectul de căderea presei într-un viitor apropiat, și începe emisiunea tu ca moderator, părerea mea este că, opinia mea este că, am rezolvat-o cu presa, cu viața intelectuală, fiindcă un intelectual de regulă ascultă alte surse se informează, își face o părere, o prezintă frumos, civilizat, într-un termen care să permită dialogul și respectul reciproc, bazat pe logică, te retragi ca la șah, fiindcă dacă respectiva persoană are mai multe argumente, tu trebuie să bați în retragere, indiferent că ai sau nu doctoratul, indiferent că ai făcut la Sorbona, ca Nicușor Dan, sau ca Ponta, unde ai fi făcut sau n-ai fi făcut, sau ca alte doctorate serioase. Nu vorbim aici de valoarea universitară academică, ci de valoarea umană. Valoarea umană, vă rog, vreți să mai completați? Nu, aveți dreptate în ceea ce spuneți. Problema este că la momentul la care ne referim, pur și simplu nu se mai pune în discuție dacă ceva este adevărat sau nu, ci doar dacă ceva este popular sau cunoscut. Nu contează în ce manieră se prezintă realitatea. Da. La acest aspect am vrut să adaug un element care ține strict de modul în care se rostogolește o știre pe internet. Da, avem un telefon, foarte bine că suntem urmăriți cu impact, în sensul că determină o reacție în mintea oamenilor, în sufletul lor, în conștiința lor. Doamna Florica Florescu, am înțeles. Bună seara, doamnă, sărut mâna! În fiecare seară continuați să ne descrețiți fruncile. Mă bucur! Dar în seara asta, stimate domn din mijloc, vă pup cu respect. Sărut mâna! Vreau să mă implic, dar la rândul meu vreau să fiu informată la cei doi invitați ai dumneavoastră. Care-i problema? Văd acolo pe ecran scris așa: două revolte. Tineri în Piața Victoriei, vârsta a treia ca mine, cotărbățeasă la 67 și ca mine care am 52. La Palatul Cotroceni. Ok, până acum e perfect. Acum mă implic și mă informați. Considerați, stimați domn tineri, cu mustăcioarele alea frumoase, considerați că se va rezolva ceva, că și vârsta a treia de la Palatul Cotroceni vă vine să râdeți. Sunteți simpatici. Nicio problemă. Vă faceți și datoria. Credeți că se va rezolva ceva? Credeți că a renunțat cineva la Ciolan, Ciolan de Ros? Hai de ca să fie bine, doamna Florica Florescu, ca să fie bine și pentru vârsta a treia. Adică să aveți un trai decent și drepturile să vă fie respectate. Da, mulțumim, reluăm emisiunea în direct, avem doi invitați deosebiți, așteptați răspunsul, vă mulțumim și doamna Florica, vă așteptăm ori de câte ori aveți întrebări, nelămuriri sau vreți să ne informați și dumneavoastră, sunteți binevenită și poate odată veniți și la emisiune să intrați în direct. Domnule autor, publicist, scriitor, autor de cărți, domnule Cristian Antonescu, ce răspuns dăm doamnei? Este o soluție și pentru cei de vârsta a treia, indiferent că au o majoritate parlamentară, indiferent că s-a întâmplat ce s-a întâmplat în piața adversă, ei au dreptul la un trai decent, la pensii normale, în momentul în care au ajuns la o vârstă în care nu se mai pot mișca liber, să stea în frig, în vânt, în ploaie, să țipe la vuvuzele. Totuși, este acest hiatus, l-a recunoscut, ne-a citit de pe titlu, a șocat-o titlul pe doamna Florica Florescu, 62 de ani. Ce răspuns să-i dăm noi? Păi, în locul pieței, sincer, să spunem. Sincer, și pe mine m-a șocat titlul, pentru că nu este adevărat. Sunt și oameni în vârstă și în Piața Victoriei. Cum și sunt și tineri? Și cum sunt și tineri la Palatul Cotroceni. La Palatul Cotroceni, din păcate, știm foarte bine că PSD-ul are totuși o majoritate în Parlament, deci au votat foarte mulți oameni și nu cred că au votat numai oameni de vârsta a treia. Au votat oameni. Că altfel nu se făcea o majoritate. Categoriile sociale și de vârstă, bănuiesc. Deci, faptul că spunem că sunt două revolte de vârstă, ale vârstelor, nu, este exclus. Sunt două revolte, una este o revoltă manipulată. De ce? Că vorbeam de informație mai devreme, da? Și cum e societatea românească astăzi. Oamenii care sunt în Piața Victoriei nu știu de ce sunt acolo. Sunt pentru niște sloganuri, iar dacă asculți ce spun cei din Piața Victoriei și spun cei de la Palatul Cotroceni, și de acolo au vorbit oameni și tineri, și în vârstă, și maturi, ei spun foarte simplu: vrem stabilitate, vrem să discutăm cadrul democratic în limite limitele stabilite de Constituție și de legile pe care le avem, pentru că avem, asta înseamnă democrația. Apoi, aș vrea să menționez ceva. Da, suntem... Facebook este o sursă extraordinară de informație. Dar nu este singura sursă de informație. Poți să și citești cărți și avem șansa acum să cumpărăm cărți foarte bune pentru cine mai intră în librării. Deci poți să și citești și cărți din librării, dar poți să citești și de pe Facebook. Cărțile electronice, să le spunem așa. Nu, 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 online. Eu mă refer la... Pe Facebook poți să citești cărți electronice sau online, da. Da, dar în librărie poți să intri și să răsfoiești niște cărți care sunt extraordinare. Dar și pe Facebook este esența a ceea ce împart oamenii între ei. Acum depinde de fiecare ce alege să citească. Dacă vrei să fii informat din două surse care au păreri contrare, este sfatul meu. De ce? Pentru că atunci apelezi la judecata ta, fără partipriuri, fără idei preconcepute. Dacă te duci și citești numai ceea ce îți place, niciodată n-ai să știi ce se întâmplă. Sau ce vrei să auzi. Sau ceea ce vrei să auzi, exact. Ce vrei să vezi, ce vrei să auzi. Și atunci te duce în zona în care poți fi foarte simplu manipulat, pentru că se naște încrederea în omul respectiv. Da. Încep să crezi. Da. Iată o viziune, o opinie, și rândul sociologului domnul Florin Murat, și profesor, cadru didactic, deci are contact permanent cu școala, cu tinerii, de regulă, nu neapărat copii sau nu neapărat studenți, vin și părinții, cancelaria, decanatul, rectoratul, unde este cazul, inspectoratul școlar, deci un sociolog și cadru didactic, poate doamna Florica Florescu să vă dea un răspuns, eu zic avizat și în același timp să vă fie util ca să înțelegeți viitorul României. Vă rog. Apreciez foarte mult poziția doamnei care a intrat în direct la televiziunea dumneavoastră și apreciez în mod deosebit faptul că ei, oamenii mai maturi, au văzut de-a lungul timpului fel de fel de situații și de fenomene sociale. În cazul acesta, la evenimentele recente, ne putem strict referi la ceea ce se numește disonanța cognitivă. În momentul în care îți place un subiect, fără să ai argumente raționale, tinzi să fii de partea acelui subiect, fără să mai pui sub semnul întrebării veridicitatea lui. Adică, atunci când cineva îți spune că individul X are dreptate doar pentru că îți place, tu, dacă ai o afecțiune față de acea persoană, pur și simplu respingi orice adevăr care ar putea să te contrazică. Și orice raționament, pui logica în paranteză, raționamentul. Exact. Și mergi mai pe emoțional, să spunem. De fapt, a început un protest în Piața Victoriei. Nu putem să-l legitimăm pentru că nu are lideri. Aceea este o mișcare generată pe Facebook. În momentul la care ne referim, această mișcare nu vrea să fie asumată de niște forțe politice din Parlament, corect, care au pierdut alegerile într-un mod legitim și democratic și care nu vor să accepte, prin intermediul acestui fenomen al disonanței cognitive, adică mai pe șleau, sunt ofticați sau sunt supărați, da, că au pierdut alegerile și atunci au ieșit să plece ceilalți care au fost legitimați prin vot. În cazul ăsta, vorbim despre o reacție la Piața Cotroceni, de fapt în fața Palatului Cotroceni, pe bună dreptate, prin felul în care acei oameni se duc și spun dă-ți demisia sau renunță, domnule președinte, pentru că ești părtinitor. Imaginați-vă într-un meci că avem, să zicem, două echipe și arbitrul la un moment dat trece de partea unei echipe. Ce se întâmplă cu Dinamo? Exact. Steaua cu Dinamo, generic vorbind. Sau imaginați-vă mai grav că arbitrul ia mingea, se duce și lovește balonul și marchează un gol pentru una din echipe. Contribuie într-un fel sau altul la gol. Despre asta vorbim. În momentul în care... În văzul tribunelor. În momentul în care analizăm lucrurile din punct de vedere social, vedem că foarte mulți din cei care au ieșit în Piața Victoriei nu acceptă argumente raționale. Nu acceptă. Cei care sunt în Piața Cotroceni, de fapt acolo, la Palatul Cotroceni, își exprimă revolta, pe bună dreptate, și au și argumente. Un argument este votul, de partea cealaltă argumentul este vocea. Acestea nu sunt argumente. Faptul că strici mai tare nu înseamnă că ai dreptate. Faptul că ești într-o majoritate, adevărul nu se supune la vot. Adevărul se supune unei probe. Este real sau nu? În acest sens, eu cred că există instituții abilitate, Serviciul Român de Informații și alte structuri, care ar trebui să vină cu niște comunicate referitor la aceste evenimente. Și informații de primă mână, exact, valoroase, să le ofere statului. Cine a mobilizat acești tineri? Care sunt paginile de Facebook care au pus în mișcare sute și sute de oameni? Care sunt acele persoane care au generat și au fost sponsorizate? Sau pur și simplu nu vorbim de sponsorizare, vorbim despre pagini pe pagina de Facebook care apar pur și simplu cu mențiunea sponsorizare. Bun, dar asta n-ar fi poliție politică. Ne interesează fiindcă la o adică aceste rețele, dacă își pun în cap pentru o acțiune antistatală, acum nu, e o acțiune civică. S-a spus nesupunere civică în cadrul, să spunem noi, non-violent, oarecum democratic, fiindcă era în paranteză autorizația legală, dar primăria o dă, nu o dă, oricum au fost pașnici. Dar ce te faci când pe acest mecanism creat, social, socio-informațional, tu poți să atentezi la siguranța națională. Asta vreți să spuneți în limbajul, în momentul în care trebuie să intervină statul. Ies în stradă, să zicem, niște suporteri ale unei echipe care a pierdut un meci. Da, din punctul ăsta de vedere. Bun, am înțeles. Mai sparg niște vitrine. Dacă ies în toate orașele niște persoane care nu acceptă realitatea socială și legală, un vot democratic. Și un vot democratic, atunci vorbim despre altceva. Aici mă referam la disonanța cognitivă. Cine a generat aceste mecanisme de a activa emoțiile unor oameni să meargă într-un loc sau altul? De partea cealaltă este o revoltă justificată. De partea primă, în prima piață, este vorba despre altceva. Noi vedem că acolo e un mecanism care funcționează constant, se face apel la o grevă a cetățenilor, se face apel la alte mijloace de protest care nu sunt legale. De partea Cotroceniului, ca să spunem așa, de fapt, de partea oamenilor care merg la Palatul Cotroceni. Și care au mers la vot. Care au mers la vot. Se află o masă de oameni care merg și spun, domne, respectați-ne votul, respectați-ne și pe noi. Și nu peste 4 ani? Și peste 4 ani. Sau la anticipate? Când se va stabili dacă Parlamentul cu președintele acceptă că... Dizolvarea Parlamentului anticipate, trebuie să facem altceva, ok. Dar în cazul nostru vorbim despre niște lucruri care nu se respectă. Nu se respectă. Arbitru se duce cu balonul și vrea să dea un gol pentru altă echipă. El a fost Steaua Dinamo și a trecut și el cândva ca junior pe la Dinamo și este subiectiv în justiție, doamna judecător, dacă este colegă de generație de facultate la drept cu unul din procurori sau partea adversă, avocat, ea trebuie să se abțină, iar dacă din sală se află, se cheamă recuzare, instituția recuzării. Avem la telefon un domn Octavian din Sibiu, chiar orașul natal administrativ al președintelui țării. Bună seara, domnule Octavian! Ne auziți? Da, vă aud. Bună seara noastră și invitațiilor noastre. Aș avea și eu o întrebare pentru cei doi invitați. Dom'le, noi ieșim în stradă, și de o parte și de cealaltă. Dar în timpul ăsta se întâmplă niște lucruri care ne afectează pe toți. Da? Aș dori, există soluție să scăpăm din capcana asta? Eu o să vă dau un simplu exemplu pentru care am fost în fiecare seară în piață. Extraordinară întrebare. Este, de exemplu, acum cu bugetul. Ne-au tăiat finanțarea pentru spitalul județean. Deci, județul Sibiu nu va avea un spital județean, iar în momentul de față toate cazurile care sunt mai grave sunt transportate la Târgu Mureș. Extraordinar. Extraordinar. Da, domnule Octavian, am reținut, este o întrebare fulgerătoare, laser, i-aș putea spune. Așteptați răspunsul și vă așteptăm la orice altă emisiune Informat și Implicat în direct. Spuneți Octavian din Sibiu și aveți canalul deschis. Vă mulțumesc frumos! Și noi, la fel, să fim utili domnilor invitați. Domnule Cristian Antonescu, pe scurt, la obiect, ce soluție vedeți dumneavoastră astfel încât să se treacă și peste stânga și peste dreapta, România să intre în normalitate și să ne apucăm de treabă ca România să funcționeze. După cum vedeți, un spital să nu mai aibă buget la nivel de Sibiu este uluitor și oamenii să meargă la Târgu Mureș. Nu am nicio informație concretă legată de tăierea bugetului, nu pot să-mi dau cu părerea despre asta. Dar normalitatea la care vor oamenii. Știu că programul de guvernare PSD este un program totuși social și e primul program într-adevăr, nu sunt PSD-ist, n-am votat niciodată cu PSD-ul, dar este primul program de guvernare real din ultimii 27 de ani. Este primul. Adică cu conotații sociale clare. Nu vorbesc numai de conotații sociale, ci program economic, social, de infrastructură. Este un program complex și complet, inclusiv care vine și în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii românești sau întreprinderilor românești. Ce se întâmplă cu bugetul Spitalului Sibiu? Nu știu, probabil că la o rectificare bugetară sau or să fie fonduri, nu știu ce să spun. Oricum, problema sănătății este din totdeauna în România și aici am o problemă ca observator al societății. Ce facem? Ce face România? Pregătește, din taxele și impozitele noastre, pregătește cadre medicale, doctori, asistente, infirmiere. Ca să ne referim doar la medical, da. Îi pregătim 20 de ani, după care îi ia Europa cea civilizată, da? Și nu ne plătește nicio despăgubire pentru asta. Dreptul omului este să se ducă unde vrea. Avem niște probleme majore în societatea, soluții. Haideți să ne adunăm. Faceți grupuri de lucru, veniți, propuneți partidelor. Să ne certăm pe Facebook? Da. Sau în piață? Sau în piață în niciun caz. Da. Piața nu rezolvă nimic. Cum se vede? Eu nu mai ies în stradă. Ieșeam, am fost la Cotroceni 2-3 ore, mi-am lăsat mesajul acolo și am plecat, pentru că vreau să se discute la masă. Veniți cu proiecte, oameni buni. Da. Fraților. Deci dialog, proiecte și, așa, într-o democrație, electoratul merge la senator și la deputat. Vă rog, domnule sociolog Florin Murat. Dacă îmi permiteți, la acea zonă administrativ-teritorială există un număr de deputați și de senatori. În fiecare capitol bugetar există prevederi cu privire la modul în care se alocă sumele de la stat pentru orice investiție. În momentul în care se propune un proiect de buget, toți cei care au niște solicitări din partea administrației locale ar trebui să facă lobby către parlamentarii legitim aleși, că sunt de la putere, că sunt de la opoziție, să reprezinte interesele și să aducă problema oamenilor din Târgu Mureș sau de unde sunt, din Sibiu sau din alte zone, din regiunea respectivă, și să prevadă sumele care sunt absolut necesare pentru buna desfășurare a sănătății. Și foarte pe scurt, că avem publicitate, în 15 secunde, la nivel național, ca să înceteze dihonia aceasta și dihotomia, cum să-i spune, ruptura, schizosul ăsta în grecește, cum ați vedea o soluție? Să iasă președintele, să iasă guvernul, spună cineva cenușă în cap, hai să dăm mână cu mână, să ne iertăm unii pe alții. Cum? În primul rând ar trebui convocat de urgență Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Dacă sunt chestiuni de importanță națională, strategică, trebuie discutate acolo. Apoi o sesiune a celor două birouri permanente și pur și simplu dialog între instituția prezidențială și a Parlamentului. Publicitate, revenim cu cei doi invitați pentru un subiect extraordinar, la zi fierbinte național. Da, 5 minute. Asta a fost așa și pentru TV, că trebuie să faci publicul. Da. Și nu numai după noi, știi? Adică, și dacă o ținem langa noi, lumea începe să se depărteze. Dacă o ții numai cu